primul lucru pe care trebuie să-l faci dimineața este să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-ai trezit, că s-ar putea să nu te trezești. Am ales cariera militară de mic, de la 14 ani. M-am văzut de fiecare dată lucrând cu oamenii și pentru oameni. Armata și biserica sunt două instituții care fac parte din fibra neamului nostru. Ar fi absolut regretabil să ne pierdem credința și ceea ce cred că trebuie să lăsăm moștenirea generațiilor viitoare este normalitatea.